Bun. Acum voi număra de la 1 la 3 și când ajung la 3 o să te conectezi cu partea sufletească a lui Alina. 1, 2 și 3. Spune-mi dacă ai găsit-o, identifică-o, dă informații de ce suntem aici și cere acordul. Eu văd pe el, văd și pe el. I-am identificat pe amândoi, așa au Da. apărut. Aici este sfârșitul lumii unde suntem. Deci cred că suntem în Iuga 3, la marea inundație. Cred că. Da. Pentru că, deci, are o plută și o îmbrăcăminte tipic insular, așa cu niște hăinuțe ca de piele întoarsă, un fel de short, trei sferturi și în fine și încearcă să țină catargul acelei plute și să sunt deja femei și copii, sunt ghemuiți cumva. Există niște, e făcută din bușteni, parcă. Nu sunt bușteni, că ceva mai elastic, niște arbori mai elastic și ei se duc acolo, dar reușesc. Sunt 34 de bărbați, femei, copii de Da. diverse vârste. Este ea, este sora, este mama ei, este mama lui, este tatălui, este bunicului, bunicul ei. Deci e o adunare de familie aici, da? Deci pur și simplu văd pământul ca pe întreg, ca pe un disc. Din acela de prăjituri, știi, cu picior, care are un capac de sticlă, unde stau produsele care nu le băze muștele. Așa îl văd. Deci domul, dar domul este atât de bine lipit de margini, încât pur și simplu năvala asta de apă care vine din mijloc și din margini, iar jos este Da. o coloană de apă dezlănțuită, parcă are o altă semnătură decât apa de obicei, inundă și prin păr și prin mijloc. Deci pur și simplu pământul se umflă. Închipuiți-vă, ca și cum bagi apă pe sub ceva și se fac umflături. Așa se vede aici. Așa, deci nu se întâmplă numai aici. Ei, culmea, că sunt undeva pe coasta Portugaliei, a actualei Portugalii, da? Da. Deci aici, practic, este tot ceea ce înseamnă continente. Astăzi este unul singur. Dar Da. zona ar fi undeva pe coasta Portugaliei, da? Deci, el este inițiatorul salvării. Este un fel de lider, de trib, de grup, da? Sunt așa frumoși, știi? Sunt așa armonioși oamenii în epoca asta. Nu au pielea complet albă, este o tentă auriu roșcată, cumva, știi? Nu sunt complet caucazien cu pielea albă, să spunem, în această întrupare, știi? Cert este că la câteva zeci de metri pluta este dată peste cap și nu sunt numai ei. Sunt foarte, mă concentrez asupra, sunt țipete, sunt urlete, valurile se spart de țărm, deci așa vin. Nu vin pe dedesubt, vin pe deasupra, ca să astupe, să ia tot și văd multe, niște chestii ca niște submarini. Se recoltează oameni și cu corpuri și suflete la greu și în aer. Deci când te uiți, nu mai vezi hula aceea Da, neagră, da. știi, și apa până la cer, cum vine în valuri, ci vezi dincolo de asta cei care parcă vin, pe ei nu-i atinge, pe ei nu-i izbesc. Valurile, ei au un mod așa de a opri vibrația, furia asta ce a apei din cer și din pământ și îi iau. Deci ceilalți dintre ăștia 34, numai 3 supraviețuiesc. Deci ea, el, mama ei și nepoțica mică.
Atât. Da. Restul se duc și cumva, în fine, jelesc. Ce se întâmplă cu ei, da? Da. Deci sunt duși pe o planetă artificială, așa, deci după ce sunt vindecați chipurile într-un fel de spital pe o stație, da? Deci au încă corpurile lor fizice originale de umani, da? Da. Așa. În timpul acestei vindecări, deci ei sunt cipați, hibridați cât se poate și aliniați la noua ordine, cum ar veni, da? Anulând de crem. Deci li se bagă programe, da? În primul rând, deci vor fi duși pe o planetă artificială, a cărei parte unde sunt duși sunt, imită cumva fostul litoral pe care trăiau, da? Practic, la un moment dat, deci timpul înaintează, dar ei nu îmbătrânesc. Așa. Sunt în jurul vârstei, deci între 20 și 50 de ani, știi? Rămân așa static aici, ca și cum n-ar curge timpul. Deci se deconectează încet, încet de informația lor, da? Adică simt că aici ar fi dintotdeauna așa, da? Da. Cunosc alți oameni, vag, poate niște vise, primesc tratament pentru vise, care au coșmaruri, tratament medicamentos, niște pilule care par avea niște nanoson de micuțe în ele, știi? Cert este că aici la spate, știi, deci există un implant așa, ca și cum ar fi trompele de la Da. femei, de la aparatul genital intern, așa arată, și devin, deci chestia asta, structura asta o păstrează și o regenerează corp după corp de aici înainte. Ei vor trăi aici preț de 4-5 generații, da? Nu se vor rămulți, că am spus că nici nu îmbătrânesc, nici nu... Până la urmă, deci când au nevoie de ei, când știu că au uitat destul, așa, ei sunt redați, cum ar veni, lumiterii, da? Dar deja încep Da. să lucreze cu entitățile și pentru entități, fără să-și dea seama, da? Ei, practic, înțeleg că vin să lucreze pentru binele omenirii, da? La un moment dat, li se dezvoltă o parte din adevăr, știi? Deci le arată scene, le arată cum și-au pierdut familia. Deci, bineînțeles că este o chestie șocantă, știi? Deci toată durerea aceea din urmă vine și izbește, știi? Și atunci ei sunt legați de la rețeaua de durere arterii, da? Și întreabă de ce s-a întâmplat asta și li se spune că creatorul atunci a fost mânios, vechea poveste, da? Pentru păcatele oamenilor și că câțiva au fost aleși și ar fi bine să-și recalculeze, deci, modul de a gândi, adică să nu creeze atașamente materiale. Ei bine, Da. aici este punctul de cedare al mamei ei, a ei, a nepoțelei și a lui Ciprian, a părții din abundența benefică care este până în ziua de azi. Odată cu Da. conștientizarea lor în această viață, parte din programele foarte vechi în legătură cu asta s-au mai deteriorat, s-au mai rupt, au conștientizat. Deci, de ce, practic, sunt pe drumul cel bun. Da? Așa. De aici are loc un periplu în care ea este și el, bineînțeles, se întâlnesc de mai multe ori, dusă și adusă, știi, pe Terra. Face niște vieți, mă mai duc undeva și tot așa, da? Acum este la 8-a viață pe Terra, dintr-un compendiu, să spunem, de 14 vieți, da? Deci ar mai avut de făcut încă 6 după karma actuală, da? Și în toate viețile astea, deci ar fi trebuit să sufere atât material cât și moral la un moment dat. Deci sunt vieți legate de luptă, răzbatere și suferință. Și are programul ăsta de
mică luptătoare, da? Da. Așa. Bun, acum o să mă conectez cu sinele ei de acum și aici, dublura ca Alina. Da. Deci sunt două bubuline ființe de lumină, dar nu mai, parcă n-ar mai fi legăturile cu ele, dar nici nu se să-mi să plece de aici, știi? Mai stau, poate ceva pescuiesc, știi? Așa, nu este încă rup contractul, deși a afirmat de multe ori, da? Deci eu văd clar că a afirmat că se dezbară de ei și îi ia și pune în față în clopote de lumină închis în partea de jos. Și da. Sfântul Petru și Pavel ăștia. Cel puțin sunt hologramele lor, da? Așa. Deci și aici nu este o legătură întâmplătoare, știi? Deci a făcut parte din niște femei care lucrau în păgânism, da? Iar momentul sărbătorii lui Petru și Pavel, eu nu le mai spun sfinți și anul da. Da. Așa, este legată de un fel de sărbătoare a recoltei și în păgânism. Și deci nu întâmplător sunt ăștia, pentru că ei ca parte sufletească îi se pare familiar, da? Au mai făcut-o, există în memoriile ei, da? Dacă identifică pe ăștia că nu sfâs, că așa îi identifica sufletul și zbura afară din sfera energetică, apărea, pac, informația. Că de fapt și de drept îi cunoaște și a avut de-a face cu ei acolo și acolo i-au făcut bine și atunci ar fi bine să-i păstreze și aici. Cam asta este procedura lor. Așa. Bun. Mai este... de fapt nu este prezentă, că este pe din afara sferei. Așa, deci este în legătură cu mantida asta pe amândoi îi contaminează. Deci pe ea și pe el, da? Ea aparent este deghizată cu hologramă unui medic cât se poate de terestru, așa, unins cam la 60 de ani, cu da. Ochelari cu ramă subțire de aur, așa, ochii mari cam bulbucați, un cenușiu așa de pește congelat, buzele destul de subțiri, nasul lunguieț și chelii aici și păr în părți. Pare a fi un cercetător sau un laborant, o persoană cu care a avut de-a face. O persoană care și în momentul când a cunoscut-o, i-a iscat întrebări. Dar n-a știut să-și răspundă și câteodată, știi, noi ne spunem că este numai iluzia părerea noastră. Așa. Deci, practic în dosul acestei ființe carcase, foarte inteligente, așa, care se ocupă de cercetare, este o mantidă. Bineînțeles, nu este numai mantida în sine, ci este o grupare, da? O organizație. Da. Se organizația, deci, cu fiecare, după fiecare majuscule, e punct, se numește parlac. Pe punct, a mare punct, etc. Așa. Deci, această organizație, așa, da. Care are 6 baze în Europa și 12 baze pe alte continente, în locuri în care nu ne putem închipui, așa, adică sunt foarte dens populate sus, da? Pentru că mulțime se pierd amănuntele, da? Așa, deci... are ca rol crearea unui fel de corp hibrid care să conțină caracteristicile de adaptare dintre om, plantă și animal. Adică o superființă care ar fi avut inteligența și abilitățile omului, dar ar fi avut caracteristicile de adaptare și adică un corp interschimbabil, da? Și sunt cooptați la această
organizație prin acea mantidă, da? Nu zic că e prima viață când sunt cooptați. Cert este că parte din energia de la chakra 2, la ambii, așa, bine, o să spun la ea pentru că ne axăm pe ea. Da, chiar. Da. Așa, chakra 3, 4, 6 și 7, 5-ul nu, comunicarea este liberă. Nu foarte liber, pentru că și-a pus ea niște țepe pe interior, pe chakra 5, ca și cum s-ar limita să nu spună anumite lucruri față de cei netreziți, din dorința de a nu-i leza și a le respecta liberul arbitru, da? Uite că e ca o salbă de țepe pe dinăuntru, știi? Și probabil, fiind blocaje de necomunicare, deci ce este comunicare? Deci este materializarea, să spunem, prin cuvintea unui gând, da? Deci înainte de a-l rosti, l-ai gândit și apoi a trecut prin filtrul minții tale, da? Ia, dar dacă nu se exprimă, se autoblochează. Blocajul nu este numai la nivel de vorbire, ci este și câteodată dus până la nivel de gândire. Existând blocajul ăsta, care nu este un program propriu, o parte este propriu, o parte este cu legătura cu fâlfâitorii, da? Da. Pentru că rulează acel program religios de, cum să spun, de supunere, da? Așa. Ea zice că l-a eliminat, da? Dar știi cine se opune? Mintea fizică, pentru că da. Mintea fizică vede în asta o continuare, un construct, zona de comod, da? Când iese afară din zona de comod, mintea fizică se sperie și creează tot felul de chestii și de blocaje și de scenarii câteodată și mintea subliminală, că nici aceea nu mai brează, creează niște chestii de neimaginat, așa. Bun. Cred că totuși îi place apa, îi place la apă, la mare, la piscină, la râu, la așa, dar nu se duce prea adânc. Pentru că văd acest program, da? Sau dacă merge, trebuie să fie cineva cu ea. Așa. Bun. Pe de altă parte, să știi că ei nu au fost de foarte multe ori părinți, da? Adică văd la abdomenul ei ca legături energetice, ca cele false legături ombilicale sunt numai 38, da? 38 da. De copii a născut, da? Ținând cont că a avut 135 de vieți terestre, cu tot cea dinainte de marea inundație, așa. Deci, cert este că n-a fost părinte de prea multe ori, da? Da. Și să știi că locul de unde provine ea, în locul de unde provine, este de o altfel de experiență și a face progenitori, așa, nu este, cum să spun, a se mulți. Nu este o perpetuare a speciei, știi, pusă în program ca aici, în zonele unde a făcut ultimele experiențe, da? Așa. Bun. Deci am văzut legătura cu mantie, da? Da. Așa, ea despre. Ce părere are? Legătura se face prin niște peceți, asta am vrut să spun. Deci nu se face printr-un fir așa discret energetic, dar sunt puse niște peceți. Adică ca un scris energetic 3D. Așa. N-are o părere bună, bineînțeles. Cum să aibă părere bună când îți vezi ceacrele căpăcite de o găzganie neagră de 2 metri jumate, na? Da. 70 m-a corectat. M-a corectat Betsy. Spune că nu este Betsy, că practic anulez de creza în jignit-o și am zis că nu primesc programele astea. Și
se numește Lularec, cu doi de el la mijloc, da? Și este o somitate materie, un cercetător, și spune că ar trebui să ne dăm seama de importanța proiectului, da? Cum ar putea o superființă să înlocuiască toate speciile și rasele existente pe Terra? Și cum s-ar putea, deci, ca o superființă să conțină toate caracteristicile astea? Și cum ar putea, deci, o superființă adaptabilă, așa să nu contamineze atâta planetele și să nu consume atâta, da? Știi, deci ar începe cu vechiul program ca ecologist, da? Și spun, în fond și la urma urmei, deci omul când a venit ca și creatură în corp, cu suflet, da? Pe Terra nici nu mânca, nici nu bea, poate, da? Se hrănea cu o energie solară. Toți voi sunteți care ați măgărit, știi, corpul uman și l-ați făcut în toate femurile, da? Bun. Și deci văd la spatele ei unde este creierul, așa zisul creier reptilian, știi, al așa corpului fizic, da? Practic, vezi tu că creierul ăsta reptilian este ca un înveliș peste un creier se poate de uman, da? Dacă dai straturile la o parte, când spui creier că ai anules de creier sau care cineva creier reptilian, este ca și cum ți-ai repune programul, da? Deci de câte ori auzim așa că creierul așa zis reptilian, să negăm, să spunem că nu este, să nu fim de acord. Așa. Bun. Ea parcă și-a renegat acest creier reptilian, da? Din ce cauză și când? Deci, în momentul înaintării în reamintire, în conștientizare, a renegat această legătură. Bun. Și deci mai are o singură contaminare, da? Este un fir în inima energetică care face un fel de rozetă neagră, chiar dacă în rest energia este frumoasă, spumoasă, aurie, de înaltă vibrație, de bunătate, înțeleg, compasiune, le are pe toate. Este în legătură cu, duce la fetița, da? La fetița care a suferit trauma, da? Bănuiesc că ori a abandonat, ori a fost vorba de infidelitate. Așa. Una din două, pentru că văd urmele traume, da? Și spun aceste părți sufletești că nu poți să continui să rămâi la acea vârstă în care ai simțit, da? Pentru că, vezi, ea la nivel fizic spune că a trecut cu vederea și a înțeles. Până la urmă, nu trebuie să judecăm pe nimeni, fiecare își face viața așa cum vrea. Și dacă mama a făcut așa, să fim sigure că a fost o reacție karmică, să spunem. Că entitățile au pus-o să facă așa ceva, ca sufletele prinse în egregorul acesta de familie să sufere și să dea mai multă energie, da? Să fie un dezechilibru, o disfuncționalitate, da? Și într-adevăr se uită și da, așa a fost, da? Este o altă mantidă, da, nu este meșterul ăsta, doctor docent. A zis doctor, m-a corectat doctor și am completat docent, știi, așa, dr-doc, da. Nu mă compara pe mine cu aia, zice, știi? Știi, cu Ceaușesca, nu l-am de creier, da. Și zic, pe cât de false au fost și umflate unele titulaturi ale, așa am putea spune și de voi entitățile, pentru că, practic, deci, voi, în afară de învățare mecanică, nu aveți fantezie, nu aveți nimic, nu aveți creativitate. Undeva, cândva, un suflet și-a exprimat creativitatea și-a făcut o alegere pozitivă ori non. Și voi de acolo v-ați inspirat, de acolo sunt toate tehnologiile, tot, tot, tot de la suflete. Zic, voi nu faceți două paie cruce fără suflete, da? Atâta că ați prins șpilul ca să vă dezvoltați tehnologia și să întoarceți creația omului împotriva lui, exact împotriva lui. Da. A zis că am o limbă foarte ascuțită, da? Să Bun. nu mai Deci comenteze. are o specificitate
ficitate corpului energetic, da? Deci, coloana vertebrală, proiecția, deci este corpul energetic al sufletului, așa cum este el la origine. Deci, coloana lor vertebrală este tare frumoasă la aspect. Adică, nu e ca un compendiu de oase și oșoare, ca la noi, care se continuă cu coastele, ci sunt un fel de raze, ca niște flori, știi? Foarte frumoasă. Dar parcă masa osoasă este quadriplă, ca la o ființă umană terestră, știi? Adică îi văd foarte costoși, multe coaste, multe extensii, da? Și deci am impresia că sunt o involuție a urmării existenței unor arepi. Da. Deci cândva rasa ei au avut arepi. Gâtul pare mai lung, foarte grațios, așa. Creanul cumva mai mare, dar nu dezgrațios. Rotunjor, așa, frumos modelat, armonios. Iar în piept trei la rasa lor. Gata, că am descris destul aici, m-am lăsat furată de peisaj. Așa, bun. Pentru că trebuie să continuăm cu ale noastre, da? Deci am înțeles și existența acestor ființe de religioase, da? Parcă le dezbracă de puterea lor, exact așa s-a exprimat, le-a pus în față și a tăiat orice conexiune, orice firișor, pentru că le mai păpau. Cum scăpau un doamne, îl ajută, anulăm de crem și deci ele pau cât un pic așa, știi? Și deci îi pune în față și deci a făcut mititei așa ca pe niște păpuși și îi strânge bula în care sunt amândoi așa cumva, cu mânere, știi? Cum sunt bilele de bowling, dar în ambele părți mânere și zice dacă știți că nu mai credem în voi, de ce n-ați plecat? Și la care s-aude, s-a atunat, înțelegi? A vrut să intre fulgerul, dar i-am arătat cum să facă o protecție și m-a întrebat dacă canalul de auditiv, adică de auz, știi, de comunicare prin, așa, prin aceste vibrații, îl lasă deschis și a spus că mulți sunt care rătăcesc calea Domnului. Da, lasă să nu anulăm mai faci program, de crem. Da. Mulți sunt care rătăcesc până o să se rătăcească și Domnul însuși, știi? Și venise o hologramă, înțelege, ca de la brâu, așa îmbrăcat în vărul strălucitoare, alb și cu părul dat peste cap, creț, blond, așa roșcat și cu niște ochi mari albaștri și o barbă creață, niște mâini albe, înțelegi, care ținea un glob în miniatură și îl mângâia, știi? Dar globul ăla e făcut practic din bucăți de suflete, nici de cum de asta e așa de strălucitor, știi? Și spune, este timpul dezvăluirii, spune partea sufletească a linii, spune. Este timpul să mă las să fac experiențele așa cum trebuie să facă la un moment dat orice suflet, spune. Dacă am făcut înțelegeri cu tine, a însemnat, spune, că la momentul acela am crezut că trebuie să treacă prin tine experiențele. Dar acum îmi readuc aminte și înțeleg rolul meu ca suflet în univers. Și ăsta râde, zice că rolul unui suflet în univers, nu așa, deci da, nici, sigur că nu prim, nu-l înțeleg, spune cei care se află în trup păcătos de carne, știi? Și nici puși ca la mașina de tocat, știi, și reîntrupați fără să țină minte, fără să ca experiențele să se ducă în supraconștientul colectiv, fără acces la ceea ce ești dincolo de materie, nu știu câte practic. Deci, faci odată o experiență, ți se pare că n-ai reușit, o faci a doua oară, da? Dar nu a 135-a oară, da? Și spune că chiar nu vrei fata mea, așa spune, știi? Și zice nu. Să-l trimite dacă nu știu ce. El contracte
Nu, da, dar contractele se pot anula. Și Ce mai... spune bine, pleacă și tu ca toți ceilalți și gata, de aici încolo blocăm pentru că a început să întindă, știi, să înjure, să blesteme. Bun. Dita mai nu e rușine, dita mai poți Da. tu. De densitate, da? Da, e negă, că te-am citit iar unde te-ai mutat, te muți de colo-colo. Bun, să nu mai accept, înțelegea, să nu mai fac contractele. Da. Bun, să vedem unele din puncte. Da. S-a mutat în 499. Spune că simte că are blocaj în comunicare cu soțul. Da, este... Deci, când sufletele nu vin la întâlnire, vin trupurile, zice Manteda. Deci, dacă nu se rezolvă, știi, problema discutând, atunci le dă impresia că prin apropierea sexuală înțelege și rezolvă problemele. Dar este o impresie, pentru că se acumulează acolo sub preș și o să pleznească. Într-o zi, știi, azi nu au discutat, mâine nu au discutat, deci le oferă așa. Ceea ce este de făcut este să înlocuiască acest program cu un program de discuții, da? Și cu cât ea s-a gândit și așa, și normal că au început a se agita ei, da? Plus că el este legat de o karmă de familie, da? O să discutăm la momentul lui oportun. Da. Așa, da. Deci nu este niciun impediment și nu este de fazare vibrațională. Vă potriviți cât se poate de frumos și faptul că sunteți amândoi aici, acum cu noi, spune multe, da? Sunteți fericiți. Foarte. Așa. Bun, spune că au divorțat părinții când avea vreo 9 ani. Spune că atunci m-a marcat, are în ochii adorurile, am iertat și am depășit. Da. Da, adică la un moment dat când vine înțelepciunea vârstei, să spunem, anulând de crem, da, i-a depășit. Adică, dar a stat cu rana asta încât partea ei, exact cum a spus înainte de sesiune. Deci are o parte de salvator, de fapt, da? Are o parte de salvator în care sunt introiecțiile. Deci ea când a devenit mamă pentru soră, pentru tată, practic și-a extins apoi mămitul ăsta, deci pe toți. Pe toți a încercat să-i ajute, da? Nu întotdeauna a fost bine, să spunem, da? Câteodată, dacă analizează, când a ajutat persoanele ajutate, s-au tors împotrivă și au spus că ea este de vină pentru, da? Deși actualmente are o parte de salvator cu strada mare. Da. Adică este o parte de salvator exacerbată, nu este ceva rău. Este cel mai frumos lucru pe care și-l formează în suflet. Doar venim aici să ne ajutăm unii pe alții, să ne salvăm chiar unii pe alții. Dar atrage și contaminările lor, da? Să le deschis o orientare și de informație. Da, deci practic da. Să spargă toți egregorii de energie, să pună informații, iertare, iubire, chiar și cu partea sufletească a mamei. A văzut că deci se cunoaște de un car de ani cu ea. Nu că ar avea importanță, dar are totuși. Orice persoană pe care noi iertăm, așa este o ghiolea legată cu un lanț de fier de piciorul nostru. O tărâm după noi până închidem ochii și poate și după. E alegerea noastră dacă rupem acel lanț și lăsăm bila să plece sau o tărâm. Bun, spune că nu se înțelege cu soacra, a încercat să nu mai bage în seamă, mai ales în ultimul timp, dar nu iese mereu, spune că sunt total incompatibile. Când au venit în viața asta, ele s-au recunoscut ca și suflet. Când au venit în contact, da? Da. Deci, este un alt ofensator, soacra, da? Pentru că, într-o viață, deci, a părât-o.
apărută și În ce erau bărbați. context, da? Da, erau bărbați. Deci locuiau vis-a-vis, deci văd o uliță dintr-un oraș Cesco, parcă, italian. Știi, cu clădirile apropiate, unde vezi la vecinul? E străduța îngustă. Atâta, nu în cap mașinile, avea în cap pe om. Și deci, ea era un bărbat singur, înțelegi, care, pare rău să spun, dar întrebuința copii. Și ca să fure. Așa, și deci vecinul vedea că numără mărunți, bani, înțelegi? Și Da. deci copiii stăteau acolo, era etajul 3, celălalt stătea la 4, el vedea mereu, știi? Vedea numărul în banii, vedea copiii venind, înțelegi? Și până la urmă îl oprește, știi, și spune că uite, eu te văd, eu știu ce faci, știu că ții copiii aceia și spune, nu este ceva rău că le-am dat un an de post. Că la urma urmei nu-i pătea, nu-i exploata, dar nici bani nu le lăsa, știi? Pe de o Da. parte gestiona ca să aibă suficiente hrană, na, toate costă. În orice epocă, știi? Și, deci cere, îl șantajează, cere o parte din bani. Este soacra aici, da? Până la urmă, deci îl dă, dar lăcomia îl face să ceară mereu. Așa, și atunci îl așteaptă pe un gang, pe o uliță și îi dă o mamă de bătaie, știi? Împreună cu copiii care erau mai puștani, mai răsăriți, știi? Da. În orice caz, deci stă în jur de 2 săptămâni cu un picior legat așa în tavan, știi? Picior rupt. Așa și pare a se liniști, da? Dar imediat ce poate circula, înțelegi, începe să meargă întâi cu șontă, șontă, cu ajutorul unui băț, după aia când circulă, este o femeie în vârstă, cred că este mama lui care îl îngrijește, deci imediat ce circulă, deci se duce și caută o bandă de țigani, iau de legătura. Da. Așa, de țigănuși mai răsăriți, înțelegi? Dar țigănuși de etnie romă pură, știi? Pletoși. Pletoși, dar nu Da. cu haine, cu fuste, cu haine mai modernuțe, cu veste și tipul ăla de țigan. Așa, și le povestește de această bandă, da? Și deci țigănușii, 4 băieți cam între 12 și 17 ani, dar par foarte puternici. Bine, și țiganii bătrânii așteaptă mai încolo. Deci Da. așteaptă exact la orele numărătorii banilor și intră peste ei. Și le ia tot. Să știi că el avea strânși bani. Deci el avea ca scop să cumpere undeva o moșie părăsită, un conac și să stea împreună cu copiii ăștia, știi? Și el la rândul lui a fost copil al străzii în această Da. viață. Deci orfan și a crescut ca vai de capul lui la o bătrână, apoi bătrâna a murit, apoi pe la niște bătrâni, doi frați, avari, în fine, reușește să scape și ia drumul codrului, a furtișacului, cum ar veni, da? Și, deci, de aici se oglindesc 2 aspecte. Trei. Unul este conflictul, nedreptatea, pentru că este spânzurat în această viață. Modul Da. cum a plecat, plecarea sufletului în joasă vibrație prin chakra 1, înțelegi? Apoi îl așteaptă judecata, păcatele, demonii și așa mai departe pe acest suflet. Așa, alergia față de ea, promisiunea că la un moment dat deci o va întâlni, așa, și se va răzbuna pe partea cealaltă și acest suflet când pleacă din acest corp, iar pleacă cu vinovăție, știi că s-a spânzurat, nu și-a dat seama, un om, au murit și câțiva copii în conflictul cu țigănuși și s-a întins pelteaua. Și deci în momentul când s-au recunoscut la nivel fizic, nu înțelegi ce ai cu ăla de nu-l recunoști.
Dar vezi ce înseamnă păstrarea emoțiilor și a programelor din viață în viață? Deci ea a recunoscut ofensatoarea, din cauza căreia practic a Da. murit, dacă este să o luăm pe linie strict socială, omenească, așa. Ofensatorul din ea a recunoscut victima și și-a dat seama cu frică că trebuie să plătească, da? Și s-a împotrivit cât a putut legăturilor, poate. Deci mai persuasiv, mai nepersuasiv, până la urmă n-a avut ce face, știi? Deci să-i pună un bloc cu informații. Îi parcă Da. scrie frumos de mână așa o carte transparentă și a închis cartea într-o minge de lumină și dă informații despre această viață și despre entitățile din dosul acestei vieți. Și Da. țigănușii aveau entități, ei aveau entități, toți erau cu entități, da? Deci ăsta e un aspect. Al doilea este cu țigănușii care sunt ofensatori Da, și rasa lor, și a rămas care programul, da. așa a rămas programul de răzbunare, da? Și undeva o frică ascunsă. Ceva tresare în ființa ei, în adâncuri, când vede rasa asta, da? Este un program și un program etnic, da? Se Așa. elimină. Și într-o altă viață au avut de suferit, de exemplu, că i s-au făcut farmece de către ființe, așa. Bun. Pe de altă parte, deci, este chestia că a exploatat copiii, da? Și deci este o opreliște în a deveni părinte. Dar și programul ăsta se întinde de la rasa ei, cum ar veni, da? Să mai vedem cu acel câștig, dacă s-au semnat contracte, ce s-a de chestie în ezoterică, o conexiune. Da, pe încă o pieță. Deci, Cu ce ființe? este o ființă care seamănă cu Saint Germain, cu flacăra violetă. Deci este o altă înfățișare a acelea mărie cu altă pălărie, are favoriți, are un păr așa împletit, știi, și deci arată că în epoca victoriană are un costum mov cu fireturi albe, ciorap trei sferturi, pantofi cu fundiță, cum se purta pe vremurile acelea, asta este entitatea, da? Și într-adevăr, așa cum am spus, parcă ține un mănuș și parcă toate liniile care duc la suma asta sunt replațiile karmice, da? Numai că aici spun să-și facă un foarfece de la mare, cum să la inaugură și să facă țac așa cu legătura cu ea și să spună că ea are dreptul ca ființă să trăiască frumos, ușor și bine, în liniște, armonie, pace și fără complicații ezoterice, da? Ca urmare, orice promisiune, permisiune, orice contract făcut în Da. orice timp, spațiu sau loc cu această entitate, programele și organizațiile ei se abolește acum pe loc și definitiv. Deci este ca și cum avea o geantă uriașă, ca un burduf, ca un acordeon plin de energie și pe măsură ce i-a repetat după mine ca partea Da. sufletească, se așa, acum ai 1D, ca o goală de hârtie și a plecat foarte supărat și bombănind din barbă. Îmi purtea niște ochi negri fără așa. Eu știu că asta nu e înfățișare, e adevărat, așa că drum bun și cale bătătorită. Bun, dacă întâlnești cu asta, să ne uităm un pic la soră, cum nasce cele două nepoțele, în ansamblu. Da. Deci mi-atrage atenția programul cumnatului de frici, Da, da? da. Așa, deci vreau să vă spun că viața lui precedentă, pe scurt, a fost la Auschwitz, da? Deci el a murit copil la Auschwitz, da? Este un copil care a fost crescut ascuns prin Bărăși pe acolo, când i-au deportat. Nu sunt evrei de origine, dar mi se pare și păcat și cum n-ar exista Auschwitz-ul ăsta în realitate și de fapt, nu știu, ceva dubios, atâta vă spun pe din afară. Așa și deci el este un copil mai crescut așa, nu când ar fi știut gardienii și tatălui avea obiceiul să-l ia sub haina aceea vărgată, deci stătea călare pe
tata avea vreo 4 anișori și ieșea numai capul pe aici, pe la spate. Și deci văd că care, asta nu e roabă, tata, e anules de crez. Asta e vagonet de albinele, știi? Dai că să-și împing niște pietre, știi? Fac un fel de construcție și sună o sirenă și brusc lasă toate jos și a venit un ordin și ei sunt duși la gazare. El vrea să dea copilul jos să fur, dar este împins cu baionetele, cu armele și atunci copilul intră cu adulții și moare, este gazat. Deci și normal că există atac frică în el. Parcă a făcut un tratament energetic într-un spital canosolar după aia și după aia s-a întrupat în viața asta, da? Dar există nu numai frica lui, ci a adunat fricile parcă a tuturor de acolo, din camera de gazare, de... Da. Bun, se pune scrie în informații la soră și dacă are conexiuni cu ea. Da, au fost multe ori împreună. Îi regăsim și la mare inundație acolo, așa. Pe ea o văd așa bună, dar și un pic egoistă, da? Adică, uite, între ele două există iubire, există respect reciproc, dar este și o doză mică acolo de profit. Adică, mult mai generoasă este Alina ca persoană decât ea și vede un pic interesul. Chiar dacă Alina știe de lucrurile astea, refuză. Și bine face, că dacă refuzi calitățile, nu calitățile, tarele cuiva, în universul tot tarele lui cu tare nu există. Bine, asta una este să refuzi că cu tare este rău sau vorbește urât sau... Deci, îl bubui cu atâta lumină încât el față de tine, acea persoană, va fi chiar așa cum tu ți-ai creat imaginea despre el, da? Una este să ai de-a face cu ceva care pur și simplu așa face foarte rău și să te afli în negație, cum ar fi acele victime care, la care soții beau sau umblă cu femeie și ele nu văd, nu știu nimica, nu vor să afle anulez de cred. Nu este cazul ăla. Dau un exemplu. Așa. Bun, să le pună scrisoare de informații și de iertare. Numai un moment.